În 89, pe 22 decembrie, am ieșit cu toată lumea în oraș și am luat steagurile de la... Domnul Pavel era aici. Domnul Pavel era șeful coloanei. Ne-am colonat, am luat steagurile de la Fudulu, erau electrice. Da. După centru, de la Amici. Am luat steagurile, am făcut până la gară, ne-am întors la primărie să ocupăm primăria. Acolo era un cordon de poliție. Domn Pavel în frunte, poliția într-adevăr nu s-a întâmplat nimic. Am intrat, am ocupat primăria, am devenit... Haideți să vorbim puțin, uite, sunt lucruri care lumea poate nu le știe. Da. Ce s-a întâmplat în acele zile? Poate așa să zic, sunt că mult, au participat sunt multe de spus. Haideți să ne spunem din amintirile tale. Norocul a multă lume atunci a fost domnul profesor Pavel. Ce să spun? Să dezvoltăm subiectul. În primărie am prins și atunci pe fostul prim secretar, că așa se numea primar atunci, prim secretar al Partidului Comunist, era de fapt primarul, era primarul, nu, da, pe șefa de sindicat atunci. Era în clădire. Era în clădire și mai mult. Și lumea se omoare. Domn Pavel s-a pus, vezi, noi ne-am uitat. Băi, fraților, lăsați-i că nu vrem să fim ca ei. I-a salvat. I-a salvat de furia mulțimii. A chemat comandantul poliției, era maiorul Comne. L-a pus în genunchi în fața mulțimii la microfon. Mi-aduc aminte, parcă în genunchi sau nu. Oricum l-a pus să vorbească, să zică că miliția e cu noi. Da. A chemat comandantul de la grăniceri. Atunci erau grăniceri aici. A venit, vezi, Doamne, să ne apere. Că erau mii de zvonuri, că vin trupele de securitate. Cum erau atunci, în epoca aia? Ce vorbești? Era... Am blocat și s-a blocat și podul de peste Arge, spre Chirnoci, cu Saș și cu Nisip, că vin nu știu ce trupe de... Așa era zvonistica. S-auzeau în zona aia, acolo s-auzeau... S-auzeau în pușcături. La Greaca, în zona aia. Într-adevăr, n-a venit nimeni, însă domn Pavel a fost cheia care a ținut lucrurile în primele zile. Atunci a fost periculoase. Lumea vrea să devasteze. Dom'le, venise mulțime, toată lumea zice, vrem carne, vrem ulei, vrem zahăr, devastați Icra, a fost, așa era firma, întreprinderea de comerț cu ridicata. Da, domn Pavel a organizat totul, a preluat puterea. Ați avut arme? Nu, n-am avut niciodată arme. Au venit soldați de la grăniceri aduși de maiorul, nu mai știu cum îl chema, ăia ne păzeau. Și eram acolo. Ne-am numit, fără să știm de frumul noi, Consiliul Salvării Naționale. Am făcut niște mici legitimații mai așa. Cum ne-am pus ștampila ca să putem intra în primărie, că era păzit. După câteva zile, când s-a liniștit treaba, l-a prins pe Ceaușescu, îi spune mare, că așa prea multe, n-avem timp. Nu, chiar m-ar interesa nu le știi. La Călăraș a luat puterea un domn avocat Tărăcilă. El a fost revoluționat. Viitorul senator Doru Ioan Tărăcilă. A venit, s-a făcut ședință, a făcut o ședință până ianuarie 90, mare țin minte, băi, suntem membrii Forțelor Salvării Naționale și ce a spus în ședință atunci? Zice, domne, rugămintea mea e nu dați sedii partidelor istorice. Deja sunt auzise de PNL, PNC. Și atunci eu mai știam istorie, străbunicul meu fusese liberal, mă rog, zic, mă, facem iar comunism? M-am ridicat și am spus, domne, facem iar comunism? N-a zis nimic și pe urmă am spus, domne, dați-l afară pe omul ăsta. A plecat și domn Pavel, am plecat și eu. A luat puterea aici fostul director al Valea Roșie, domnul Petculescu, care a stat domnul. Da. Am plecat și atunci m-am dus la Casa Creației și am intrat în PNCCL. 15 februarie 90. Un domn venise de la București, se numea Ionescu. Un domn Ionescu era în vârstă, a murit între timp, rudă cu Mihalache, de neam mult boiere. Bine, ni s-a spart sediu între timp, că a zis că ne-am dus la miliție, se numea, la poliție, n-au vrut să ancheteze, au avut niște lucruri. Lui profesorul, domn profesor Cucu, aproape să-i spargă apartamentul, că-i Coposu, așa era lumea, vezi. Bine, când s-a zvonit atunci. Da, că-i Corneliu Coposu în oraș. Da. A fost trasă mașina în fața blocului acolo. Da, nu venise niciun Corneliu Coposu. Da, deci se trăia într-o zvonistică extraordinară. Ce arăta zvonul? Că vin capitaliștii și ia fabricile de la muncitori și îi lasă fără muncă. Unde-s capitaliștii? În PNCCD și în PNL. Și atunci eram ascunși așa, mai mult. Cred că încă șantierul exista. Toate întreprinderile existau, era o putere muncitorească fantastică. Gândiți-vă, erau 17.000 de locuri de muncă, acum sunt 3.000.
Și asta a fost... Urmă s-au liniștit când s-au făcut... Treburile s-au liniștit după al doilea tur de alegeri de 92, când a luat Ion Iliescu președinte definitiv, FSN-ul 70%, au intrat și partidele istorie și atunci s-a înțeles, lumea a început să înțeleagă lucrurile. N-a mai fost... Dar până atunci să știți că n-a fost ușor. Ca membru al unui partid istoric... riscai să ții o bătăiță. Am asta. Iată, așa fac o paralelă.